Salutare oameni buni și bine am regăsit la un nou episod în care jucăm un joculeț numit House Flipper. Un joculeț în care ce trebuie să facem? Trebuie să cumpărăm o casă care a fost distrusă de vechii proprietari. Să zicem că au dat cu picamărul în pereți la 3 dimineața, deși asta ar fi un pic cam greu de reparat. Trebuie să reparăm, să renovăm și apoi să vindem, știi, ca să facem rost de cash, dinero, biștari, dolari, money, nu mai știu exact alte denumiri pentru valută, bani gheață, da. Iisuse Hristoase. Nu uitați, oameni buni, că puteți să lăsați un like acestui minunat video și dacă faceți asta, veți primi bani acasă de la mine personal într-un plic în 3 zile. Dacă nu primiți, puteți să-mi dați mesaj pe Facebook. Oh, doamne, dar ce casă drăguță. Mamă, dar de ce e atât de întuneric aici, mă? Unde-i soarele de pe... Ăla-i soarele din jocul ăsta, soarele ăla-i de căcat. Ce soare de la Lidl e la frate, trebuia să fie mai lucitor. Ah, cred că e un brand ăsta făcut nașpa. Bun. Wow. Wow, asta e că... Wow, am 115.000 de dolari în bancă și camera... Da, facecam-ul... Da, facecam-ul meu acum... Ok, știi ce o să facem? O să facem, uite așa, da? Și o să luăm webcam-ul și frame-ul și o să le mutăm... Poziția este foarte importantă. Știi ce? Hai să le mutăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 ca să fie cu noroc. No, wait, 12. Bun, perfect. Le-am mutat în partea de jos pentru că acoperă harta aia foarte importantă, dude. Deci vom ține facecam-ul în partea de jos. Și nu uite, mamă, ce-i cu toate cutiile astea? Dispose, wow. Wait, ce-i aia? I should hold left mouse, wait. Oh, shit, lasă-l acolo. Wait, lasă-l acolo. A, ce melodie drăguță, dar nu e un pic cam tare, mă? Ok, clean and tidy. So now I can check mails in my... Oh, ok. Ce e asta? Asta e ca să mutăm. Bun, bun, bun. Mă, da, ce drăguț e aici. Nu pare să fie nicio urmă de... Bă, taci-mă mai încet, mă. Bă, melodia asta a început foarte tare dintr-o dată. Așa e mult mai ok, cred. Ia să vedem. Your most unhappy customers are regret a source of learning. Ok, Bill Gates. Foarte interesant. Wow, am și un calculator! Bă, asta e casa mea, cred. Ok. De asta e atât de curată, pentru că, da, normal. Wait, am un safe. Pentru cash money AP, dude. Bun. De ce trebuie să fac aici? Am un e-mail de la Sarah Lewis, a small house to refresh. Ce e ăsta? E-mail de la spam cum primesc eu pastile Viagra, Cialis, la cele mai mici prețuri. Da. I need your help. I have bought a small house and I need to have 20 radiators mounted. The bathroom looks good, but it has well dirty toilet. Please mount a new one. I like to move in it. So please... Ok. Deci, practic, ce trebuie... Wow. Iată, bă, asta e casa cumpărată de cineva, iar noi trebuie să... Îi facem câteva chestii. Deci a zis așa. Nu știu dacă a zis ceva de curățenie, dar îi curățăm... oh my god, doamne, ce e aici? Îi curățăm mizeria asta. Wow, mamă, ce jegos. Frate, ce-au făcut ăștia? Au aruncat cu căcat în... Au aruncat cu căcat în baie. Frate, de ce? De ce ai aruncat, frate, cu căcat în... Nu în baie, ce prost sunt, în bucătărie. Înainte să te muți. Înainte să pleci. Oh, doamne, e căcat și în baie, da, oh my god, e peste tot căcat. Măcar în ca... What the f... Mamă, dar ce casă ciudat. Sincer, n-aș putea să trăiesc în așa ceva. Mă simt prea expus. Deci eu dacă mă duc în bucătărie să mă cac pe jos, mă vede cineva de afară. Dacă mă duc în baie să mă cac în pat, mă vede cineva de afară. Și dacă mă duc în baie să mă cac în baie, mă vede cineva din spatele casei. Asta ce e? E și o ieșire. Are nevoie de niște jaluzele casa asta, foarte, foarte multe. Ok, quest earning. Oh, ok. Bun, ce trebuie să mai facem pe aici? Dispose. Știi ce e un pic cam nașpa? Dude, că nu trebuie să pui lucrurile astea, să zicem, undeva la gunoi, știi? Numai cât... 300 de dolari? Wow! Am făcut 300... Cleaning. Oh, wait, funcționează asta? La stampat nu funcționează. Oare aici? Cleaning. Oh! Funcționează, dar e foarte... E foarte tricky. Vezi că trebuie să apeși click și apoi parcă faci o animație. Măcar aici funcționează sau? Poate aici avem nevoie de mânușa asta, gen.
Ok, rămâi acolo unde era. Oh, shit. Bun. era cât pe ce să fac o mare greșeală. Bun, păi asta e move object și clean tool. Asta e clean tool-ul, deci... A, e temă că funcționează. E un pic... Bă, stai așa, mă, că am eu o mică curiozitate. Stai așa. Pentru tine, ce vreau să fac? Vreau add color correction, yes, și o să mărim puțin... A, nu e un pic mai bine? A, bine, boss! Tot un timp ce filmez pentru că sunt un YouTuber de 2 bani și 800 de mii de abonați. Ok. Ah, doamne, mă iubesc. Bun. Ce trebuie să facem? Trebuie să facem curățenie aici. Cred că am terminat cu urmele de rahat din bucătărie. Asta de ce nu e... A, acum e închis. Bun, perfect, ok. Alte urme de rahat unde mai avem? Aici la fereastră. Wait, e și acolo? Vorbesc serios? Uite, bă, facem vreo 1000 de dolari, cred, după ce terminăm de curățat casa asta. Ia să-i curățăm. Wow, și patul ce repede s-a curățat, dude. Wait, stai că am înțeles cum funcționează. Deci când faci animația aia că împinge prostia asta... atunci curăță și dacă reușesc să mut în multe locuri atunci când faci animația, cred că aș putea să curăț mai multe chestii. Bun, deci în camera asta totul e curat. Aici totul pare să fie curat, păcat că sunt niște țevi ciudate. Cred că mai trebuie să facem curățenie aici în baie. Ia să vedem. Așa, dar aici nu-mi dau seama dacă mai e murdar sau nu pentru că e gresia asta stupidă. Aici nu e nimic. Ok. Order, 5-6%. Order. Clean dirt. Wait, stai așa. Electrical. Oh, trebuie să facem mai multe chestii, mă. Deci îmi zice acolo așa sub hartă, vezi? Și mai poți să apăs și Enter ca să văd despre order. You have done your order to make... Ok. Wait, you wanna abort the order? Cancel. No, bun. Deci clean dirt. Suntem la 83%. Mount devices. Use tool. Change tool. Bun, și eu, de exemplu, de unde fac rost de... Ce voia, mă? Voia niște power outlets sau ceva. Uite aici, de exemplu. Trebuie un de la să bagi în priză, știi, o priză. Dar eu de unde fac rost de priză? Și unde, Dumnezeule mare, mai este niște dirt? Sunt chiar foarte curios, pentru că eu nu mai văd niciun pic de dirt. Oglinda aia e de... Da, și aia e de la Lidl. Nu funcționează. Oh, shit. Ok. Ah, hai să aerisim. Da, aerisim, că pute dracu aici și de la tot rahatul ăla. Ah, poate afară, bă! Poate afară murdar, ia. Ah, nu, desigur că afară nu e murdar. Afară nu e niciodată murdar. No, casa pare foarte curată pe din afară. Bun. Wait, clean dirt, 68%. Ce? Și când intru în ca... Clean dirt, 60%. What, era 80 și... Order, 58... 69%. Mai... Bă, unde ma... 82... Aaaa! Uite, în fiecare cameră e alt procent? Înseamnă că mai e dirt pe aici? Bun, deci aici e 69%, da? Ia să dăm cu asta pe unde putem să vedem dacă o să crească gen. Asta e dirt? Oh, da, era niște... 2%, vorbesc serios. Bun, era niște dirt pe aici, adică am... Oh, wait! Era mizerie pe asta de... Ok. Frate, dar nu vezi... Așa, apropo, oameni buni, ați văzut că am făcut jocul ăsta un pic mai luminos. La mine nu e luminos. La mine este încă întunecat. Eu îl văd așa cum îl vedeați voi înainte, dar l-am făcut un pic mai luminos pentru voi. Pentru că vreau să vă bucurați de acest video, cum se bucură copiii mei de faptul că nu s-au născut încă. Uite, de exemplu, aici vrea... Oh, aici nu, aici funcționează lumina. Bun, nu, am crezut că vrea o priză sau ceva aici. Deci aici... Suntem la 86% cu curățatul de pământ. Nu știu unde Dumnezeule mare vrea să mai curăț pământ, pentru că nu mai este. Unde vrei, mă? Geam? Nu, geamul pare să fie ok.
Deci aici ce trebuie să facem? Buy and mount a new one, radiator. Adică de ăsta, de acilea. Păi și de unde cumpăr un alt radiator? Use tool, tabletă, tab. Ok, mă mănâncă ochiul. Deci vrea radiator. What? La R? Floor, plaster, nu știu ce. Nu, a zis radiator, deci... stai așa. Radiator, bun. Buy now. Și uite mă că... Aha. Așa se fa... Wait, asta e conectată? Radiator 0%. Other rooms. On devices. Trebuie să facem și asta, adică, aha, mi se pare mie că parcă nu e conectat, oare ar trebui să fie conectat? Ok, uite, trebuie să facem și aia. Gata, am terminat de montat un radiator, asta e foarte, foarte bine. N-am apucat să citesc ce scrie acolo așa. Deci aici care e situația? Cleaned 76, nu, wait, bathroom. 86% clean dirt. Pe unde Dumnezeule mare mai e dirt, mă? Că nici nu pot să stau crouched, gen în genunchi sau ceva. Băi, acolo e dirt? 86%. Nici nu ajung cu... Nu ajung aici din cauza băii astea stupide. 86%. No, eu chiar nu mai văd niciun fel de dirt pe nicăieri. Am curățat tot ce am putut, deci eu nu văd dirt. Dacă îmi spuneți unde e dirt, bă, sunteți șmecheri, mă, că eu nu-mi dau seama. Mă rog, aici ce ne trebuie? Electrical outlet, radiator. Deci ne trebuie tot un radiator. Yes, by now. Așa, bun. Și acum o să facem și chestia asta. Tan. Înșurubăm aici, punem și prostia aia de sus, pam, 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 montăm, mă mănâncă urechea acum, când urechea. Bun, radiator. Și ne trebuie electrical outlet, deci, outlet. Devices, chair, dorm, survival, plaster. Pictures. Nu sunt sigur că găsesc aici. Kitchen set, doors, chairs, cupboard. Vrea electrical outlet. Să-i pun aici, da. Cum? Uite mă, niște mizerie. Firar, mama, dracu, tu. Dar nici nu am văzut acolo mizerie. Ok, doamne. Wait, nu mă pot... hai că a funcționat. Dar nu mă pot urca aici, trebuie cumva să mă chinui să curăț. Așa. Radiator. 83%, mă, bă, ești nebun? Aici la ușă oare e mizerie? Stai așa. Mă pare să fie curat. Iete, mă, că n-am văzut mizeria de la geamuri, dar aparent era. Oare aici? Nu, aici geamul ăsta pare destul de curat. Păi atunci unde, Dumnezeule mare, mai este niște dirt aici? Pentru că eu clar nu văd. 86%, cred că așa o să rămână. Aici este 83% curat, iar aici 82%. Clean, da, ok. Aici văd că are radiator, ok, I should hold. Uite, oare putem să mutăm aia? Dar de ce am vrea să mutăm așa ceva? Nu, o să lăsăm asta aici. Bun, electrical outlet. Complete order. Nu vreau să dau complete order. Vreau electrical outlet. Perks. Shop. Ok. Galerie. Cleaning. Statistici. Sold houses 12. Ce? E 12 la toate. Cred că e buguit, mă. Galerie. N-am nicio galerie. Și cameră. Oare îmi trebuie să fac gen poze la casele pe care le curăț? Poate dacă mă duc în all și dau outlet. Nu găsesc outlet la cumpărat. Băi, ești nebun?
Pe afară... Afară... Ok, da, nu, afară nu avem nimic de curățat. Hai să închidem și geamul ăsta. Da, sunt extrem de... curios. De ce, Dumnezeule mare, nu mă lasă să... Adică nu găsesc să cumpăr electrical outlet. Deci nu există. Ce-i mă aici? De ce pot să deschid asta? E mizerie acolo? Ok, nu e aici? Nu e nici acolo mizerie. Dacă era acolo, și-am enervam, frate. Cum, Dumnezeule mare, să fie mizerie în dulapuri? Trebuie să deschid dulapurile să curăț. Mă, știi ce? Cred că vom da... you make a... Wait, deci you have done an order. Complete. Ok. Nice. Mai și asta a fost tot, înseamnă. Și acum am întors acasă, da? Eu chiar nu știu care a fost faza cu Electrical Outlet și de ce n-am putut să-i punem. Pentru că eu voiam să pun, știi? Mai am un email, am browserul. Wow, buy house. Oh, Barbie house. Mamă, ce scumpă e aia. Buy house, house legend admin. Mișto. Robert Moon, clean up please. Ok, hi, I bought a house to refresh. I'd like to move into ASAP, so make rooms clean and tidy. Accept. Asta cred că nu vrea decât să-i facem curățenii. Asta e foarte, foarte ca lumea. Bun. Văd că order 0%, 70% left. Ok, deci trebuie să fac... Vai de pana și dispana mea. Nici măcar nu știu ce e o dispană, dar nu contează. Stai așa, că vreau întâi să fac... curățenie, să iau toate rahaturile astea, planta... Ui, planta aia e drăguță. Nu, vreau să o lăsăm acolo. Mamă, ce-mi plac astea de genul, bă, ce mișto e să-mi bat piciorul și aia să fie albă, gen în care stă planta. Mamă, ce drăguțe sunt. Bun. Desigur că ăștia când s-au mutat au ținut morții și arunce cu rahat aici și în... E bine, peste tot, să fim serioși. Da, pentru că ei nu s-au putut muta afară din casa asta fără să arunce cu rahat. Am făcut curățenie, mă rog, ordine să zicem. Întâi o să începem prin a face ordine. Îți dai seama că el nu putea să facă asta, deși economisea literalmente mii de dolari, pentru că ștergea și el și făcea curățenie și aduna niște gunoaie. Wait, what the fuck? Ăsta are și un subsol, mișto, mișto, mișto. Ok, am cam luat tot ce era de luat. Wait, what the fuck? E ceva acolo, ok. Danger, electricitate. Oare putem să curățăm aia? Aha, am curățat cam tot de aici. Uite, am făcut 400 de dolari. Și suntem cu 34% la order. Noi nu putem încă să zicem, hai că am terminat, până nu facem măcar 70%. Dar voi curăța toată mizeria asta, cât de multă mizerie pot. Dacă o să mai rămână 3% și nu o să găsesc, vă dați seama că nu o să mai bat capul, pentru că până la urmă eu cred că unele mizerii de astea ori sunt buguite prin hartă, ori sunt ascunse și încă nu știu de ce nu puteam să găsesc, adică nu era acolo și la magazin pe tabletă Power Outlet. Deci să-mi spuneți voi unde Dumnezeule mare găsesc Power Outlet dacă voi mai avea nevoie de... așa ceva, la un moment dat. Hai mă, curăță mai repede. Uite așa, nice. Deci dacă țin apăsat și mișc pe aici, gen o să... Așa, iete mă. Da, mă, funcționează. Da, nu trebuie să apăs de mai multe ori. Țin apăsat și merg și se curăță. E foarte bine. Ok. Așa, și acolo am văzut puțină mizerie pe scaunul ăla. Pe ăla, pe ăsta e curat. Bun. Suntem cu 44%. Mamă, și aici ce mizerie, Doamne. Bă, dar facem 1000 de dolari. Acum, astea sunt joburi de astea mici, îți dai seama. Doar stăm să facem curat la cineva acasă, vrea să se mute, bla bla bla. Dar cred că banii adevărați o să-i facem când o să cumpărăm o casă noi, și o să facem curățenie în ea. Și acum, cum stă oare cu vânzarea? Oare o pun eu automat? Se vinde automat când dau eu click sau îmi dă un preț automat pe ea, gen... Dar înainte, da, înainte să cumpărăm o casă trebuie să terminăm misiunea asta. Cred că pentru data viitoare vom face asta oricum. Deci, am făcut curățenie aici, este 52%, am mai văzut niște mizerie, uite aici. Aici, hai să-i facem curat, că e camera în care doarme în teorie. Mamă, ce pat de hămat.
Nu pot să aranjez și patul ăsta, frate, pentru că mă dor ochii. Deci mă uit la patul ăsta, mă dor ochii. E atât de stupid. E atât de jegos. Nu pot să cred că cineva a trăit în mizeria asta. Așa, pac, pac. Și aici pe la perete. Bun, aici pe geam. Totul în rest pare să fie cât de cât ok, da. Nu pot să fac nimic cu patul. Deci așa o să rămână. Îmi pare rău, o să-ți faci tu patul când vii. Da, eu nu mă ating de patul ăla pentru că probabil are râie. Aici pare să fie destul de... ia uite cum s-a strecurat o mizerie, ai văzut? Nici măcar nu o vedeai și era acolo. Așa, cred că trebuie să mai mergem la subsol să mai facem niște curățenie. Ia să vedem aici, aici, 57%. Oare putem să... asta o să rămână murdară, ok. Păi stai așa, order 57%. Noi trebuie să facem... Noi trebuie să facem... ce... Cleaning. Ok. Noi trebuie să facem 70% ca să putem să zicem gata, am terminat, știi? Așa, hai mă blochez aici la scări. Dar nu-mi dau seama... uite aici e niște mizerie, cred, da. Dar nu-mi dau seama unde sunt mizeriile, restul de mizerie, adică... Ok, acolo nu e mizerie, bănuiesc afară. Nu, afară nu e, afară nu e mizerie niciodată, afară totul e foarte, foarte ok. Așa, și facem și așa, și închidem ușa. Uite mă aici, da, bă, deci eu, nu, când o să mai găsesc o mizerie, de curiozitate o să, ok, ia să vedem, uite acolo e mizerie, da? Se vede destul de întuneric, e foarte greu să-ți dai seama, dude, uite și tu cât de ascunse e mizerie, wow, uite și aici un pic. Era ascunsă după tâmpenia asta de dulap ce e acolo, uf. Oare aici după pat? Aici chiar nu mai văd. Deci dacă mi-a scăpat ceva aici, în camera asta, eu nu mă mai joc. Deci am făcut curățenie, vedeți că e foarte... Oare astea sunt murda... Wait a second, alea... Așa sunt ele, nu sunt... Ok, așa sunt ele, nu sunt murdare. 59%, clean dirt 86%, aici... Clean dirt 17%. What the fuck? Ui, unde e dirt-ul ăsta? Deci clean dirt 37%. 17%. Wait, what? În camera asta e mizerie. Unde Dumnezeule mare să văd eu? Wait, deci fii antena. Ești aici o cameră. Ai mers aici în tocul ușii, e altă cameră. Ai coborât aici jos. E bathroom. What? Aici nu e baia. 37%. Mount devices. 0 din... What? Aici e 59%. Sunt atât de confuz. Nu știu dacă aici e mizerie sau nu. Pentru că eu nu văd nimic. Dar cred că când îmi spune cleaning... Da, mă, când zice cleaning, acolo e mizerie. 60%. Fii antenă că acum nu mai scrie, vezi? Ia să vedem. Pe aici ne zice unde... uite! Tot 60%. Hai mă, curăță ca să... 60%, fii rar. Nu, mă uit la order, știi, acolo mă uit să văd dacă... uite, pe pereții ăștia, cine Dumnezeu... uite mă, se vede un pic pe tavan, mă, bă, ce stupid. Se vede foarte puțin pe tavan niște mizerie, iar noi trebuie să facem curat. Dar știi ce? Cred că vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați că puteți să lăsați un like, aș aprecia foarte mult dacă ați face chestia asta. Și scrieți, cine a văzut video ăsta până la final, scrieți-mi în comentarii. Wow, Pink! Mi-a plăcut foarte mult faza de la final, chiar dacă nu e nicio fază. Ca să-i trolăm pe ceilalți. Pe data viitoare, papa! G2A, jocuri ieftine! Bleh!